Victor Ciutacu, dezvăluire de senzație, cum i-a propus Crin Antonescu să devin parlamentar. Jurnalistul Victor Ciutacu se înscrie în seria celor care îi aduc aminte episoade din perioada de glorie a defunctului USU. Ciutacu arată înaintea alegerilor parlamentare a fost sunat de liderul PNL, Crin Antonescu, care i-a propus să îi aleagă orice jude colegiu Doretei în cap de list pe locurile PNL. Într-o perioadă în care pe toi parchea a apucat autodetonatul și autodenunatul selectiv, comitie oarecare mărturisire, infinit mai benign decât efuziunile tardive ale vedetelor politice. Eu fac fiind mi se pare extrem de relevant în actualul context, în care este pe bandrulant aranjamentele/comenzile pentru arest/condamnări la care a fost parte cam toată crema clasei politice. Se apropiau alegerile parlamentare din 2012. USL era deja la guvernare, cu titlu de provizorat, înaintea viitorului mare triumf electoral care a precedat destrămarea celui mai ambios și deștept proiect politic post-revoluționar. Mesun Crin Antonescu, singurul de la vârful USL care nu uitase nite momente cheiei, care nici nu avea impresia ce dominau ei pia electoral doar de detepii frumoi ce sunt. I tot singurul care, după ce ai lor se instalaser confortabil în scaunele puterii inclusiv, sau mai ales, pe spatele nostru, m-a întrebat dacă vizez vreo pozie de demnitate public. I care, de altfel, înelesese refuzul meu scurt, zic eu, argumentat. Telefonul era, cumva, o revenire și un soi de scrisoare, vorbit, de intenție. Fără teama de interceptare, fără nimic conspirativ, frusti direct, acum comunicam la vremea respectiv, copreedintele USL me abordează scurt, citez din memorie, dar stau bine la capitolul sta două puncte bătrâne, i-am înțeles atunci refuzul, nu-mi place să insist, dar am o propunere concretă. Avem locurile eligibile jumii-jumai, vreau să -i ofer, din partea PNL, dacă te interesează, unul dintre ele, jude sigur, primul pe list, nu te interesează costurile de campanie. Tu pui degetul pe el, eu semnez lista. Discuția a fost destul de lung, noul refuz a fost consemnat, două dintre motivele detaliez. Pentru ce au lecturi cu iureul actual? Pe scurt, argumentele mele au sunat cam aia două puncte. Mie îmi place ce fac acum, voi aveile furnici ca parlamentar, nu tiu se furi nici n-am de gând să mă apuc la bătrâneie, dacă tot s-a împreait iara în jurul meu și n-am pus botul, respectiv me vezi pe mine soldat credincios. Cu tinerii cu viitoare fi direcții, care se execute fere se crâpnească, fere se gândească ordinele de partid slash alian. Am convenit, cu amandamentul ce oferta e valabil până în preziua depunerii listelor la BEC, ce nu ne încurcme, dar rămânem prieteni. Privind retrospectiv pe calendar, era în perioada premertoare primirii atât de discutatelor, astăzi, ordine de la Bruxelles privind raportarea stadiului marilor procese de corupție și urgentarea finalizărilor întru condamnările care aveau să ne transforme în parteneri de încredere al marii familii europene.
îi vei întrebi acum, acum i-a fi întrebat atunci pe Victorii Pecrin două puncte voi vei închipui ce, dacă aflam oroarea era în formal ustelist, a fi putut să tac din gurii să me fac ce plou? Arat Victor Ciutacu, pe blogul personal.